Bun găsit, oameni buni, 100% tu decizi, sunt Laurențiu Botin. Fiecare personaj pe care vi-l arătăm în jurnalele de 14, 17 și 20, de luni până vineri, în această rubrică, evident, are dreptul la ce? La drept la replică, în ziua în care este difuzat sau sâmbătă, în emisiunea pe care o realizez împreună cu Marinela Michitelu și Anca Alexandrescu de la ora 19. Să nu avem discuții. Pe Nicolae Onțanu l-ați mai văzut la 100% tu decizi, dar vi-l prezentăm însă din nou pentru că echipa mea a aflat și alte lucruri pe care sunt convins că voi trebuie să le știți. Deși este încolțit din toate părțile de procurori, Nicolae Onțanu mai vrea un mandat de primar. El și-a anunțat intenția de a candida din nou la primăria sectorului 2, de această dată din partea unui partid necunoscut numit ADER. Inițial a fost susținut de PSD, însă socialdemocrații s-au orientat rapid către altcineva. Centrul campaniei electorale a lui Onțanu este la un restaurant situat în inima parcului Itei, patronat de Corin Romanescu, fost consilier al primarului Onțanu, care tăia și spânzura când venea vorba despre autorizații de construcție în sectorul 2. El a lucrat în administrația locală din sectorul 2 din anul 1997. Romanescu a fost și arestat în 2000 pentru luare de mită, însă a scăpat de acuzații pentru că flagrantul nu a fost executat bine de polițiști. Mai exact, intervenția anchetatorilor a fost făcută înainte ca el să apuce să pună mâna pe bani. Cum a reușit Romanescu să pună mâna pe o bucată importantă din lacul Tei și să construiască un restaurant colos, sper să mai vorbim cândva. În 2012, Onțanu a creat prin DGASPC Complexul de Activități Recreative și Educație Sfântul Pantelimon, una din cele mai mâncătoare de bani instituții publice, cum rar ți-e da să vezi. Aici au fost date atât de multe contracte prietenilor, încât până dimineață nu am terminat înșiruirea. Parcă am mai văzut noi pe cineva condamnat că a sifonat bani de la DGASPC. Doar că Onțanu n-a fost pus sub acuzare pentru asta. Omul și-a început cariera profesională ca maestru constructor la grupul 2 șantiere al CCMB. Un tip discret, așa îl descriu foștii colegi, care cred că asta ar fi principala trăsătură care l-a ajutat să obțină funcția de secretar de partid. Anturajul său din tinerețe sublinează că viața profesională i-a fost ajutată de cursurile de partid ale Academiei Ștefan Gheorghiu, Academia Comuniștilor. Studiile acestea nu sunt însă trecute în CV. În 2007 a obținut doctoratul în administrație publică la Universitatea Leibniz din SUA. Universitatea este însă una privată, cu studii la distanță și destul de controversată pentru felul în care acordă titlurile de doctor. În 2010 a obținut doctoratul în științe militare și informații la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu. În 2015 a fost suspectat de plagiat în teza sa de doctorat, care se numește Managementul protecției infrastructurii critice. Are 313 pagini și a fost publicată fără bibliografie și anexe, scrie ziarul Adevărul. De la gradul de caporal în rezervă a sărit numai puțin de 11 grade și a devenit dintr-o dată general. Dincolo de faptul că se pune problema cum a intrat un subofițer de grad inferior în corpul ofițerilor fără examen. Deși are studii în străinătate, Onțanu nu știe nicio limbă străină. Aproape 100.000 de lei a plătit Onțanu din bani publici în 2015 și 2016 pentru activități de traducere și interpretare atunci când primea delegați străini. Firma de traducere este aceeași cu cea prin care s-au scurs cei mai mulți bani, ca și la Complexul de Activități Recreative și Educație, despre care tocmai v-am spus. O altă instituție bugetofagă este administrația piețelor din sectorul 2. Ar fi trebuit să fie una din unitățile care să se autofinanțeze, dacă nu chiar, să producă bani pentru sector, mai ales că este cea care încasează chiriile din piețe. Doctorul în administrație publică, Nicolae Onțanu, a reușit performanța ca în 2013 să încaseze de la piețe 4,2 milioane de lei și să cheltuiască 4,6. În 2014 a încasat 4,3 milioane de lei și a cheltuit 4,7. Iar în 2015 cheltuielile administrațiilor piețelor sectorului 2 au ajuns la aproape 5 milioane de lei, în timp ce încasările au fost cu 500 de mii de lei mai mici. Banii s-au dus pe cheltuieli de personal, dar și pe bunuri și servicii. Desigur, oameni buni, cheltuielile de personal sunt mari și pentru că aici au fost aduse toate rudele și rudele rudelor.
În cele 4 mandate de primar, la sectorul 2, Nicolae Onțanu a retrocedat peste 300 de hectare de teren. Astfel, sectorul a rămas fără terenuri publice pe care să poată fi construite parcări, creșe, grădinițe sau spitale. Onțanu a fost primar aproape 4 mandate. Nu a terminat ultimul mandat pentru că a fost reținut de procurori. Însă când a fost vorba să fie anchetată o parte din faptele penale, mai ales cele pentru retrocedări, s-a constatat că, atenție, faptele s-au prescris.